Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Rut, capitolul 2. Cartea Rut, capitolul 2, și vom citi primele 13 versete. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi: "Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere." Ea i-a răspuns: "Du-te, fiica mea." Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: "Domnul să fie cu voi." Ei au răspuns: "Domnul să te binecuvinteze." Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: "A cui este tânăra aceasta?" Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: "Este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului." Ea a zis: "Dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor." Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: "Ascultă-i, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor. Să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slujilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile." Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: "Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină?" Boaz a răspuns: "Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești." Și a zis: "O, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale." Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la mijlocul săptămânii de evangelizare. Ne rugăm Domnului pentru zilele care au rămas să fie sub ocrotirea și călăuzirea Lui. Le mulțumim în numele Domnului tuturor celor care au slujit în pregătirea săptămânii și au slujit în desfășurarea săptămânii. În mod special vreau să mulțumesc corului. Să vă binecuvinteze Domnul! Vă stă așa de bine aici, încât ne rugăm ca de aici, doar când veți pleca în veșnicie, să vă mai despărțiți. Au slujit atât de frumos și au făcut o jertfă nemaipomenită ca să fie seară de seară întreg corul bisericii. Să-i binecuvinteze Domnul! În seara aceasta, intrăm în capitolul 2 din Cartea Rut și se schimbă imaginea. Capitolul 1 a fost dominat de personalitatea lui Naomi. În capitolul 2, Naomi intră într-un plan secund. Sunt alte personaje care vin la lumină. Și din seara aceasta, mesajele încep să ia o altă turnură, în mod special adresate tinerilor, tinerilor necăsătoriți, celor în perspectivă de căsătorie și celor care sunt căsătoriți. Dacă mă întrebați până la ce vârstă includem tinerii, după ultimele descoperiri științifice, până la 90 de ani. De la 90 de ani încolo ne bucurăm să avem împreună cu noi și oameni maturi. Să binecuvânteze Domnul întreaga adunare. Acum sunt conștient că mesajul din fiecare seară nu se potrivește la fel de bine fiecăruia dintre noi.
Pentru că situațiile în care ne aflăm sunt diferite de la persoană la persoană. De exemplu, dacă unii sunt împăcați cu Dumnezeu și trăiesc bucuria umblării cu Dumnezeu, alții s-ar putea să fie departe de Dumnezeu. Unii s-ar putea să fie frământați cu probleme mari de sănătate. Alții cu probleme mari financiare, greutăți. Alții s-ar putea să aibă încercări în familie, de un fel sau altul. Alții s-ar putea să fie frământați cu testele de la școală. Și nu putem decât să zicem, Doamne, binecuvintează profesorii să aibă milă de elevi și de studenți. Pentru că de luni încolo studenții de la Universitatea Emanuel intră în sesiune. Și s-ar putea ca frământarea lor să fie cum o să treacă examenele. Vă spun ce le spun studenților, după părerea mea, examenele, sesiunea, este sărbătoarea roadelor. La sărbătoarea roadelor, fiecare vine cu tot ceea ce a adunat în semestrul acela. Și care student sau elev, serios cu Dumnezeu, nu adună roade îmbelșugate de-a lungul unui semestru? S-ar putea ca alții să fie frământați cu păcate grele, în robie cumplită. Alții s-ar putea să fie în situația în care au avut un prieten, o prietenă, a intervenit ceva, s-au certat, sau pur și simplu s-a răcit relația și sunt în faza aceea a durerii despărțirii. Alții, e posibil să fie în situația în care se tot întreabă, mie o să-mi scoată Dumnezeu vreodată pe cineva în cale? Alții poate că sunt în faza de a-și face planuri de căsătorie, iar alții sunt căsătoriți. Și căsătoriți fiind, se întreabă dacă n-ar fi fost mai bine să rămână necăsătoriți. O femeie i-a spus unei fete, care a trecut de 20 de ani, era necăsătorită și i-a spus, toate prietenele tale sunt căsătorite, nu-ți pare rău? Și fata a zis, ba, îmi pare rău, dar n-am cu ce să le mai ajut. Vedeți, situațiile sunt diferite. De aceea, s-ar putea să ai impresia că mesajul nu ți se potrivește. O mămică a vrut să își cointereseze fetița, să asculte predicile din săptămâna aceasta. Fetița a ascultat titlurile și a spus că temele din săptămâna aceasta nu mi se potrivesc pentru că eu nu sunt de măritiș. Are vreo 10-11 ani. Și i s-a părut că e mesajul doar pentru fetele care se pregătesc de măritiș. Adevărul este că mesajul Scripturii se potrivește pentru toate vârstele și pentru toate împrejurările. Și mesajul este acesta. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. E suveran. Și noi suntem responsabili. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Ieremia, la capitolul 29, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu are un plan și rețineți, este plan să dea fiecărui om viitor și speranță. Ești gata să accepți planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ești gata să accepți că Dumnezeu are un plan și să accepți planul lui Dumnezeu și în responsabilitatea ta să alegi să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Dacă nu ești gata să accepți că viața ta este inclusă într-un plan, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu
a creat universul acesta după ce în veșnicie a făcut un plan și a creat toate lucrurile conform planului său. Și conduce tot universul conform planului său. Și în planul acesta sunt cuprinse absolut toate aspectele universului nostru. Inclusiv viața ta și viața mea în cele mai mici detalii. Așa sunt de mici detaliile cuprinse în planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta și la viața mea, încât Biblia spune că un fir de păr nu cade fără știrea lui. Mă bucur că am băieți care participă la predică. Acum, dacă un fir de păr nu cade fără voia lui, câte fire de păr ți-au căzut astăzi de pe cap? Care știe? Unii zic că la mine nu mai are ce cădea. Dar e adevărat că poate să fie și varianta asta, dar să nu vă necăjiți, pentru că cineva care a studiat teologia creației a spus: Dumnezeu a creat puține capete desăvârșite și pe celelalte le-a acoperit cu păr. Deci, Dumnezeu este preocupat de cele mai mici detalii pentru viitorul și speranța ta, pentru viața și veșnicia mea și veșnicia ta. Ești gata să accepți planul lui Dumnezeu sau spui: nu-l acceptă, resping? Dacă respingi planul lui Dumnezeu, atunci trebuie să răspunzi la următoarea întrebare. În funcție de ce se desfășoară viața ta, evenimentele din viața ta, care sunt elementele care caracterizează atunci viața ta dacă nu e planul lui Dumnezeu? Și sunt două aspecte pe care le întâlnim în gândirea oamenilor. Norocul și ghinionul. Dacă nu este planul lui Dumnezeu, atunci ai noroc sau ai ghinion. Ce este norocul? Norocul este definit ca fiind o întâmplare sau o împrejurare favorabilă în care lucrurile ți-au ieșit bine. Ai avut examen și ți-a căzut subiectul pe care l-ai învățat. Și zic studenții: am avut noroc. Deci norocul este o întâmplare, o împrejurare favorabilă în care ți-au ieșit lucrurile bine. Dar de ce au ieșit bine? Că am avut noroc, s-a întâmplat. În spatele norocului nu este absolut nicio persoană, nu este niciun fel de realitate personală care să coordoneze lucrurile să ajungi acolo. E întâmplarea oarbă. Acum, când vorbim despre noroc, oamenii totuși consideră că sunt anumite elemente sau lucruri care pot să-ți aducă noroc. Așa-i? Sunt lucruri care pot să-ți aducă noroc dacă ai dat peste ele. Dacă ai găsit un trifoi, cu câte foi? Dacă ai găsit un trifoi cu 4 foi, atunci o să ai noroc. Dacă ai găsit o floare de liliac care are 5 petale. N-aș știu de asta. Floare de liliac cu 5 petale, atunci asta îți aduce noroc. Dacă ghicești pe care obraz ți-a căzut o geană. Se uită cineva la tine, ți-a căzut o geană pe obraz și spune: ghicește pe care obraz ți-a căzut o geană. Dacă ai ghicit, spui: astăzi o să ai noroc. Dacă vezi un porumbel alb, o să ai noroc. Dacă te întâlnești pe drum cu hornarul, cu coșarul. Dacă te întâlnești pe drum cu coșarul, o să ai noroc. Adică nu este planul lui Dumnezeu, ci sunt aceste aspecte. Conceptul de noroc este însă un concept păgân. Grecii și romanii antici
aveau o zeiță a norocului, care se numea zeița Fortuna. Zeița norocului. Se închinau la zeița aceasta pentru că ea era responsabilă de noroc. Și pe măsură ce au cultivat cultul zeiței Fortuna, au ajuns la concluzia că sunt anumite evenimente sau anumite zile sau anumite cifre care îți aduc noroc. Și dacă ai prins ziua aceea și evenimentele acelea, ele îți aduc noroc. Dacă n-ai dat peste zilele acelea sau peste obiectele acelea care aduc noroc, ce ai dat peste altele, s-ar putea să dai peste altele care ți aduc ghinion. Și de atunci, din vremea greco-romană, din vremea păgânismului, idolatru, până astăzi a rămas următoarea idee. Este o cifră, un număr care ți aduce ghinion. Care-i? 13. De unde vine această idee că ziua de 13 ți aduce ghinion? De aceea Apollo 13, când s-a prăbușit, a ratat misiunea cosmică, unii au hotărât la blocuri să nu mai pună etajul numărul 13. Să meargă la 12, direct la 14. Pentru că cifra 13 aduce ghinion. Ce este ghinionul? Ghinionul este o întâmplare sau o împrejurare în care lucrurile nu-ți reușesc. Lucrurile nu ies bine. Dimpotrivă, ies rău. Sunt acele evenimente sau împrejurări care te duc la eșec și la faliment. Ai făcut o investiție și n-a mers și ai avut ghinion. Ai cunoscut pe cineva și te-ai lansat într-o relație și n-a mers și ai avut ghinion în relație. Noroc și ghinion. Ai vrea să-ți conduci viața după noroc și ghinion? Ai vrea să stai cu viața și veșnicia ta să zici, poate am noroc. Sper să n-am ghinion. Un țăran chinez avea un cal și un pământ de lucrat. Și își lucra pământul liniștit cu căluțul lui. Noaptea ținea într-un țarc și s-a întâmplat că într-o noapte calul a împins ușa țarcului și a plecat. Și dimineața țăranul s-a trezit fără cal. Vecinii au venit să-și exprime regretul, să spună, ne pare rău că ai avut ghinion. Și țăranul chinez a zis, ghinion sau noroc, cine știe? Numai Dumnezeu știe. După câteva săptămâni, calul pleca de acasă, s-a întors și a venit cu el o herghelie de cai sălbatici. Și-au intrat în țarcul țăranului. A închis ușa la țarc și vecinii au venit să-l felicite, să-i spună, ai avut noroc. Și țăranul a zis, noroc sau ghinion, cine știe, doar Dumnezeu știe. După câteva săptămâni, băiatul țăranului a început să îmblânzească, să domesticească rând pe rând caii. Și în timp ce se străduia să domesticească un cal, a căzut de pe cal și și-a rupt piciorul. Și au venit vecinii să exprime părerea de rău, spună, ne pare rău că băiatul tău a avut, ce a avut? Ghinion. Și țăranul a zis, ghinion sau noroc, cine știe, Dumnezeu știe. După câteva săptămâni de când și-a rupt piciorul, au venit reprezentanții Ministerului de Război să facă încorporări pentru război. Și când au ajuns în dreptul băiatului țăranului, era cu piciorul rupt și nu l-au înregimentat pentru război. Pe toți ceilalți feciori i-au dus la război. Și vecinii au venit să spună, felicitări, băiatul tău a avut noroc. Și țăranul a spus, noroc sau ghinion, cine știe? Doar Dumnezeu știe. Când vorbim despre lucrurile acestea, Biblia nu folosește conceptele de noroc și de ghinion.
Biblia operează cu alte concepte. Biblia operează cu conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu exprimă faptul că Dumnezeu controlează absolut toate lucrurile care se desfășoară în univers, cele văzute și cele nevăzute. Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile și în tot universul acesta nu se întâmplă nici un singur lucru, oricât de mic sau de mare, în afara suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân peste toate. Toate se întâmplă datorită suveranității lui. Providența exprimă faptul că în suveranitatea lui Dumnezeu orchestrează toate lucrurile, le combină în așa fel încât să împlinească planul lui. Dumnezeu este suveran, conduce universul după planul lui suveran și în providența lui combină toate lucrurile în așa fel încât să împlinească planul lui. Așa le combină Dumnezeu. Pe cele văzute și pe cele nevăzute. Ca să împlinească planul lui. În funcție de ce anume ți-ai alege viitorul? Noroc și ghinion sau în funcție de planul lui Dumnezeu? Nu prea e altă variantă. Dar înainte de a merge mai departe, îngăduiți-mi o întrebare personală. Prezența ta aici, în seara aceasta, la biserică, cum o interpretezi? Ca noroc? Ghinion? Sau este suveranitatea și providența lui Dumnezeu? Cum ai ajuns în seara aceasta aici? Ce lucruri s-au întâmplat de ai ajuns aici? E întâmplare oarbă? E doar la nimereală? Sau e ceva mai mult? Rut, o fată care s-a născut într-o țară păgână, a ales într-un moment crucial al vieții ei să accepte planul suveran al lui Dumnezeu pentru viața ei. A ales să accepte planul suveran al lui Dumnezeu pentru viața ei. Și dacă accepți planul suveran al lui Dumnezeu pentru viața ta, atunci înțelegi că în suveranitatea lui Dumnezeu a lăsat ca Rut să se nască în țara. În care țară? Țara Moabului. Și Rut, cel care va fi viitorul ei soț, să se nască în țara lui Israel. Rut să crească într-o familie păgână și idolatră și Boaz să crească într-o familie de oameni credincioși care au intrat în legământ cu Dumnezeul adevărat. Când accepți suveranitatea lui Dumnezeu, accepți faptul că Dumnezeu a hotărât să te naști în familia în care te-ai născut. Dacă n-accepți faptul că suveranitatea lui Dumnezeu a decis să te naști în familia asta, vei trăi cu o răzvrătire continuă față de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să te naști nu doar în familia aceasta și să ai acest tată și această mamă și acești frați sau aceste surori sau să fii singur la părinți. În suveranitatea lui Dumnezeu a ales acest lucru, dar mai ales ceva. Dumnezeu a ales să te naști băiat sau fetiță. Te-ai născut băiat și fetiță nu la întâmplare, te-ai născut în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales în suveranitatea lui să te naști în trupul acesta în care ești. În suveranitatea lui spune David în Psalmul 139, când eram țesut în chip tainic, ochii tăi mă vedeau. Când s-au plăsmuit țesuturile și organele trupului nostru, forma trupului nostru, toate aceste lucruri sunt în planul suveran al lui Dumnezeu și a hotărât să trăiești în trupul acesta. Dacă ești nemulțumit, este o respingere a planului lui Dumnezeu și în loc să înțelegi ce plan are Dumnezeu să cauți să înțelegi planul lui, vei trăi mereu cu sentimentul de nemulțumire, de răzvrătire.
Dumnezeu a ales să te naști în vremea secolului 20 și 21. Ar fi putut Dumnezeu să hotărască să ne naștem în secolul 12 sau 5 sau 16? Absolut. Dar Dumnezeu a hotărât să te naști în vremea aceasta, în această familie, în acest trup, să te naști băiat sau fetiță, pentru că are un plan. Are un plan să-ți dea viitor și speranță. Dumnezeu are un plan să-ți dea viitor și speranță. Și în planul lui Dumnezeu s-a uitat la Rut și a lăsat să se nască acolo unde s-a născut și la Boaz unde s-a născut el și Rut să se nască fetiță și Boaz să se nască băiat și Dumnezeu în suveranitatea lui a coordonat toate lucrurile. Așa este și în cazul tău și în cazul meu. Copilăria lui Boaz și a lui Rut. Rut a copilărit în țara Moabului. Toate prietenile ei au fost moabite și au fost idolatre, păgâni. Toate jocurile ei din copilărie au fost jocurile acelea din Moab. Boaz a crescut în țara lui Israel. Și el a învățat legea lui Dumnezeu, Tora, de mic copil. El a crescut în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că așa zice Moise în cuvântul lui din Deuteronom 6 și poruncile acestea din partea lui Dumnezeu care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Au crescut în locuri diferite, în țări diferite, cu metode de educație diferite. Acum, Biblia nu ne spune nimic despre părinții lui Rut și nimic despre părinții lui Boaz. Când vom ajunge în cer, una dintre curiozitățile mele va fi să le întreb pe Dumnezeu dacă îmi poate spune cine au fost părinții lui Rut. Și să-i cunosc pe părinții lui Boaz, copiii nemaipomeniți. Crescuți în medii diferite, în religii diferite, în împrejurări diferite, cu metode diferite. Dar vine vremea, vremea deciziilor. Vine un moment crucial în viața lui Rut și în viața lui Boaz. Vremea în care trebuie să luate decizii. Decizia lui Rut este luată în țara Moabului. În țara Moabului, Rut hotărăște să-l aleagă ca Dumnezeu, nu pe Chemoș, urăciunea Moabului, ci să aleagă pe Domnul Dumnezeul Celui și al Pământului. Amin. Și îi spune soacră ei, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. E o decizie extraordinară. Să-ți alegi Dumnezeul. Dumnezeul pe care l-ai ales și în fața căruia te închini și de care asculți, este Dumnezeul care îți va croi gândirea și îți va croi modul în care îți înțelegi viața. Naomi spune, Rut spune, eu îl aleg pe Domnul Dumnezeului Israel și vreau să rămân a Lui. Apoi alege să se despartă de poporul păgân și să aleagă poporul lui Dumnezeu. Și când îi spune soacră ei, spune, încotro mergi tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Își alege poporul. Dumnezeul și poporul și Dumnezeul adevărat cu poporul lui sunt elementele decisive pe care le alege Rut. Și alege să plece spre Betleem. Decizii nemaipomenite. Acum deciziile acestea în suveranitatea lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, își au importanța lor pentru ceea ce va urma. Pentru prietenie și căsătorie. Să nu care cumva să credeți că la Dumnezeu prietenia și căsătoria sunt așa, hocus pocus, pocus preparatus. Și le-a scos ca la circ din joben. Dumnezeu are un plan. În planul lui le pregătește toate cu deosebită precizie. În providența lui le orchestrează în așa fel. Boaz are și el vremea alegerilor.
Când rudenia lui Elimelec pleacă cu toată familia în Moab. E vreme grea de foamete. E încercare pentru poporul Domnului. Boaz alege să rămână lângă Dumnezeul legământului. Decizia lui este să rămână lângă Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, și să asculte de Dumnezeu. Decide să rămână în poporul lui Dumnezeu și să rămână în Betleem și să-L slujească pe Dumnezeu în Betleem. Decizie extraordinare. Acum, dragi tineri, fete și băieți, vă rog să vă uitați la fetele și băieții pe care îi întâlniți. Uitați-vă dacă acceptă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care s-a născut. Dacă nu-ți mulțumiți de familia în care s-a născut, să ziceți, frate Paul, nu știi ce familie am eu. E adevărat. Dar știu că Dumnezeu știe. Că Dumnezeu nu a rămas surprins să spună, pup, am greșit, pe ăsta l-am pus în familie greșită. Dumnezeu te-a așezat în familia aceea pentru că are un plan. Dumnezeu are un plan cu tine și te-a așezat în familia aceea. Ascultați-mă cu atenție. Oamenii care nu acceptă planul lui Dumnezeu, care nu acceptă suveranitatea lui Dumnezeu, vor trăi veșnic o nemulțumire, cu o revoltă și vor avea mari probleme relaționale restul vieții. Uitați-vă în al doilea rând la decizii. Ce decizii au luat? Ce decizii le coordonează viața? Dacă sunt decizii clare, dacă sunt decizii limpezi, dacă sunt biblice, sau dacă sunt decizii greșite și decizii păcătoase. Deciziile pe care le-am luat ne influențează viața, pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Și ajungem în capitolul 2, din cartea Rut, când fata aceea născută în Moab, la vreo 100 de kilometri distanță, că nu erau nici mașini, nici trenuri, nici alte mijloace moderne de locomoție, când rar se întâmpla ca unul de acolo să meargă în partea cealaltă, și Boaz, care s-a născut și a crescut în Betleem, incredibil se întâlnesc. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita, care a venit din Moab tocmai la Betleem, locuiesc în acel oraș. De unde se întâlnesc? Interesant este că nici Rut, nici Boaz nu sunt pe corzo. Amândoi sunt preocupați de cu totul altceva. Și se întâlnesc exact pe ogor. Dar cum ajung pe ogor? Pe Rut a ajuns în Betleem, în poporul lui Dumnezeu, a ajuns în casa pâinii, dar este săracă lipită pământului. E atât de săracă încât nu au ce mânca. Și își caută loc de muncă. Dar e moabită. Și nu sunt oferte de locuri de muncă atrăgătoare pentru o moabită. Nu sunt locuri la marile instituții din Betleem. De unde să lucreze? Și ce să lucreze? Întoarceți, vă rog, la Cartea Levitic, la capitolul 19. Cartea Levitic, capitolul 19. E important să înțelegem ce căuta Rut pe ogor. Versetul 9. Levitic 19. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culezi strugurii rămași după ce ai cules via. Să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași
Cui să le lași? Săracului și străinului. Întoarceți, vă rog, la Deuteronom 24. Deuteronom 24. De la versetul 19. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci ca să-l iei, să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Sunt legi pe care le stabilește Dumnezeu, pentru că în vremea aceea nu era asistență socială. Nu era statul asistențial. În vremea aceea Dumnezeu a rezolvat ca oamenii care sunt săraci, care sunt străini, femeile care au rămas văduve, să aibă posibilitatea să-și câștige pâinea muncind. De unde să muncească? Pe ogoarele celor care au belșug. Și Dumnezeu le spune bogaților, celor înstăriți, atenție, să-ți muncești câmpul, să-l muncești cât poți de bine, dacă înculegi. Lasă în urma ta și spice, și struguri, și măslini, lasă din toate pentru săraci. Și ce să facă săracii? Ce să facă săracii? Să meargă și să lucreze. Să meargă și să culeagă. Și să culeagă din ceea ce a rămas, pentru că e preocuparea lui Dumnezeu să nu rămână flămânzi, e preocuparea lui ca bogații să nu fie răi și zgârciți, e preocuparea lui Dumnezeu ca săracii să fie harnici și să-și câștige pâinea muncind. Naomi vine cu Rut, moabita, și moabita aceasta ajunge în Betleem. Și n-au ce mânca. Ce alternative are? Două alternative are. Una, soluția lui Dumnezeu să meargă pe ogor și să adune. Cealaltă este soluția să meargă în casă la oglindă și să înceapă să se pregătească să iasă pe stradă. Astea erau cele două variante. Oglinda sau ogorul. Ogorul este soluția pe care o dă Dumnezeu. Oglinda este soluția păcatului, a lumii. Moabita aceasta este tânără. Ajunge în țara făgăduinței. Înțelege ce a făcut Dumnezeul căruia i-a predat viața ei. Și spune, dacă Dumnezeu a deschis ușa aceasta, eu mă duc pe ușa deschisă de Dumnezeu. Așa că, dimineața de vreme, se scoală și îi spune soacrei ei, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Cum dacă ai fi fost Rut, cum ai fi plecat în dimineața aceea la lucru? S-au schimbat mult vremile. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile m-a abordat un bărbat, tată, și m-a rugat dacă pot să avem un post pentru fata lui la Universitatea Emanuel și mi-a spus că fata a terminat liceul și ce-ar căuta un loc de muncă mai bun. Și spun, îmi pare rău, la universitate posturile care sunt, sunt pentru oameni care și-au terminat studiile, sunt posturi de specialitate, posturi fără specialitate ai doar la administrativ, la curățenie. S-a uitat la mine și a spus, ascultă, și dacă mănânc o coajă de pită pe zi, fata mea nu este de batjocură. Adică, fata mea nu merge pe ogor. Fata mea e cu coană. Dacă e cu coană, n-ajunge pe ogor. Probabil că e mai preocupată de oglindă. Rut se duce pe ogor. Noi am fi zis în ziua aceea, ce ghinion pe fata asta!
nu cunoaște Betleemul și împrejurimile, nu cunoaște proprietarii, n-are cărțile funciare să spună a cui ogor și îi spune soacrei ei, dă-mi voie să mă duc unde? Să mă duc acolo unde voi căpăta trecere. Acum, în limbajul Vechiului Testament, tradus în limbajul Noului Testament, ar fi, dă-mi voie să mă duc acolo unde voi primi har, unde mi se va face har. Dă-mi voie să mă duc acolo unde voi primi ceea ce este limpede, dincolo de ceea ce merit și sunt eu. Dă-mi voie să mă duc pe ogorul aceluia care ascultă de Dumnezeu și împlinește nu doar legea lui Dumnezeu, ci face mai mult de atâta. Îmi va da trecere. Mă va primi cu bunăvoință. Și iese din casă, iese pe poarta Betleemului și pleacă pe câmp. Câți dintre dumneavoastră ați crescut la țară? Mâna sus cei de la țară. O să vă binecuvinteze, Domnul să aibă milă de orășeni. Că orășenii nu știu ce înseamnă să fii la țară, să mergi pe ogor. Imaginați-vă că ai fi la Burzuc și trebuie să ieși din Burzuc, să te duci până încolo înspre Chioag sau să mergi încolo spre Brusturi sau să mergi în partea cealaltă spre Picleu și treci dealul și să te oprești într-un ogor. A cui e ogorul ăla? Și Rut pleacă și se oprește într-un ogor și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz. Dar cum a nimerit tocmai acolo? E noroc? Ce ziceți? E noroc? Dar ce este? Este călăuzirea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. În seara aceasta, ești aici? Pentru că a fost călăuzirea lui Dumnezeu în suveranitatea Lui. Uită-te la tot ceea ce se întâmplă, deschide-ți ochii să vezi. Și când Biblia spune s-a întâmplat, în Biblie întâmplarea este mâna nevăzută a lui Dumnezeu. Pilda samaritanului milostiv. Reia același lucru. Un om coboară de la Ierusalim spre Ierihon, este atacat de tâlhari, este jefuit, este bătut, este lăsat la marginea drumului aproape mort și trec pe drumul acela și un preot și un levit care merg pe alături să nu se încurce cu el și apoi Biblia zice, din întâmplare trecea pe drumul acela, cine trecea? Un samaritean care avea milă, bun la suflet, avea trusa de prim ajutor la el, avea mijloc de locomoție, avea bani de cheltuială, îi face primul ajutor, îl pune pe mașina lui, măgărușul lui, îl duce la un han, îl lasă în grijă, plătește costul și spune hanului, hangiului, când vin înapoi, voi plăti tot ce mai trebuie. Asta înseamnă mâna nevăzută a lui Dumnezeu, care așa le combină, așa le orchestrează, încât Rut ajunge în ogorul lui Boaz și omul acela între tâlhari este văzut de un samaritan milostiv. Știți cum este asta? Ca și când ar fi în vremea noastră un om care este undeva în mijlocul nicăieri, undeva pe un drum rătăcit undeva, e pe jos, n-are telefon mobil și dintr-o dată îi se face rău și face infarct și cade la pământ. Și tocmai atunci trece o salvare. Numai pe drumul acela nu merg salvările. Tocmai atunci vine o salvare care are și toată trusa aceea de prim ajutor și toată aparatura pentru resuscitare și au și medicamentele specifice pentru intervenție în asemenea și zici, extraordinar. Numai mâna lui Dumnezeu putea aduce salvarea aceea acolo. Ați trăit asemenea momente. Aș putea să vă spun din viața noastră multe asemenea momente, dar voi să vă spun unul. Prin anii 80, vara duceam fetițele noastre undeva în munții Apuseni, de la Aiud în sus, undeva sus de tot în munți, unde era o familie de credincioși, oameni deosebiți. Le duceam acolo pentru că fiind crescute la oraș, în vremea aceea eram și la bloc, și arătau așa de trandafirii, de parcă ar fi mâncat numai zeamă de țânțari. Și le duceam la munte ca să prind un pic de culoare și să mănânce și era un mediu deosebit de frumos. Și bunii Ana, mama lui Delia, rămânea cu ele acolo, noi ne întorceam că aveam de lucru la biserică.
Într-o vară le-am dus pe bunii și fetele, le-am lăsat acolo, ne-am întors cu Delia și eram cu un aro. În drum de acolo, de sus, din munte, se întuneca la întoarcerea noastră. Într-o pădure în coborâș, în pantă, și panta era pe marginea unui hău. Am simțit că pierd controlul mașinii. Am simțit că mașina o ia la vale. Abia s-a oprit mașina cu roata din dreapta față, exact pe buza hăului. Am coborât din mașină și m-am uitat și roata nu stătea la locul ei, ci era așa, întoarsă. Mi-am dat seama că s-a rupt ceva acolo și că-i bai. În mijlocul pădurii, nicăieri, în munți, pe un drum din ăsta forestier pe care nu circulă nimeni. Să ne întoarcem înapoi până sus în munte, n-avem cum, că e drumul lung, kilometri mulți. Să mergem pe jos până la Iud, n-ajungi, că e drumul rău și lung. Și stăm cu Delia și ne uităm unul la altul și zicem, acum ce-i de făcut? Singurul lucru este să ne uităm în sus. Că dacă suntem acolo și nu știe nimeni, trebuie să fie cineva acolo sus care mă iubește. Și când ne-am rugat și am zis, Doamne, îndurarea ta. Și stăm liniștiți să așteptăm ce s-a întâmplat. După vreo 15-20 de minute auzim zgomot de motor de camion. Și am ascultat atent să vedem dacă e real sau avem doar iluzii. Zgomotul se apropie și din munte de sus a venit un camion și fac semn să oprească, oprește și îi spun șoferului că am dat de necaz și dacă poate îl rog să ne ajute, fie să ne remorcheze, fie să ne ducă până la Iud. Omul coboară, se uită la mașină și zice, da, aici ai rupt trapezul, nu știu, planetară, a zis el ceva de la mașină ce ai rupt acolo și a zis, am eu și cablu, am și din asta de sprijin, vă leg eu cu cablu, vă remorchez și vă duc până la Iud. A făcut toată munca asta, ne-a dus până la Iud și culmea ne-a dus la atelier service. Era a lui. Și ne-a reparat mașina și a pus-o pe roate și când s-a terminat a spus, acum puteți merge până acasă liniștiți, dar va trebui să mai faceți verificări și spun, domnule, vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din toată inima, ați fost atât de bun. Spuneți-mi cât mă costă tot ceea ce ați făcut, remorcatul, reparatul mașinii și tot ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo. Spuneți-mi, vreau să vă plătesc. Se uită la mine și zice, vă spun ce vă costă. O seară de evangelizare la Iud. Și mă uit la el și spun, sunteți pocăit? Și da. Și de ce nu mi-a spus acolo în munte? Pentru că nu era cazul. Acum, ce șanse ai ca din câți oameni sunt pe fața pământului care nu umblă pe drumul acelea, pe drumul acela în care tu ai necaz, să trimită Dumnezeu tocmai un frate al tău în Hristos care are și cablu, are și sistem de remorcare, are și servis, ți le face pe toate și te binecuvintează și spune, te costă o seară de evangelizare la Iud. Să-l binecuvinteze Domnul. Acum pentru Rut, Dumnezeu orchestrează lucrurile în așa fel încât să ajungă în ogorul lui Boaz. Incredibil. Vă rog să vă uitați la elemente. E în Moab și primește o veste că Dumnezeu face lucrări miraculoase în Betleem, în țara lui Iuda. În inima ei se întâmplă ceva nemaipomenit. O prinde dorul să meargă într-acolo. Ia decizia și merge spre Betleem. Pe drum nu poate întoarce soacră sa înapoi și este hotărâtă să meargă înainte. Și se duc și se stabilesc tocmai în Betleem. Și în ziua în care iese să culeagă spice, se duce și ajunge exact în ogorul lui Boaz. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi.
Incredibil, în ziua aceea, în prima zi în care ajunge pe ogor, în ziua aceea vine și Boaz să-și viziteze secerătorii. Și Rut este exact în ogorul lui și Boaz este acolo și este preocupat de bunăstarea spirituală a secerătorilor. Domnul să fie cu voi! Și secerătorii lui cunosc lucrurile și spun: Domnul să te binecuvinteze. Și apoi Boaz se uită să vadă secerătorii unde sunt și, dragi orășeni, în vremea aceea seceratul nu era mecanizat. În vremea aceea seceratul era manual. Și erau acolo mai mulți care se cerau și femeile care adunau snopii și erau legați snopii și erau pus la oaltă și erau împrăștiați. Și în mulțimea de secerători, Boaz vede pe cineva diferit. E în haine de doliu. E acolo și adună spice. Și dintr-o dată întreabă: a cui e? A cui este de ajuns în felul acesta? Ce s-a întâmplat de ajuns să cerșească? Ce s-a întâmplat de este acolo? Și cel care este șeful de echipă la secerători spune: a, e Moabit aceea care a venit cu Naomi. A venit, e străină din țara Moabului. A venit azi dimineață și mi-a cerut voie să culeagă spice pe urmea secerătorilor. I-am dat voie. Și de azi dimineață nu s-a oprit decât o clipă să meargă până în casă. De azi dimineață lucrează într-una. Incredibil. Acum să vă spun ceva. Să culezi spice vara pe toridă nu-i ușor deloc, că stai tot timpul îndoit. Când e căldura aceea, e greu să stai și în picioare. Și acest șef de echipă spune: este de o hărnicie incredibilă. N-ai mai văzut așa ceva. Boaz o cheamă. Și când o cheamă, îi spune: fiică. Acum, înțelegeți, vă rog, femeia aceasta este dintr-o țară străină. Este în starea cea mai deplorabilă posibilă. Când Boaz îi spune fiică, Boaz folosește termenul pe care folosește Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu suntem fii și fiice. Se uită la femeia aceasta prin ochii lui Dumnezeu. Nu o vede prin ochii oamenilor, prin ochii sărăciei, a necazurilor, o vede prin ochii lui Dumnezeu. Femeia aceasta are preț în ochii lui, prin ochii lui Dumnezeu. Și îi vorbește ca și unei fiice a lui Dumnezeu. Și îi spune: fiică, rămâi în ogorul ăsta. E vreme grea. Sunt necazuri. S-ar putea să fii atacată, s-ar putea să fii abuzată în alt ogor. E vremea judecătorilor în care fiecare făcea ce îi plăcea. Rămâi aici. Ești în protecție, ești în siguranță aici. Rămâi în context cu celelalte fete care lucrează pe ogorul meu. O primește în colectivul în care lucrează. Ești fiica lui Dumnezeu, vino în părtășia noastră. Și spune: am poruncit slujilor. Acum, dacă vă uitați cu atenție, Cornilescu folosește două cuvinte: slujnice și slujitori. Când zice slujnice, se referă la fete. Când zice slujitori, se referă la băieți. Și spune: am poruncit băieților să nu se atingă de tine. Adică ești în siguranță aici, ești protejată, nu vei fi supusă abuzurilor, nimeni nu-și va bate joc de tine. Și mai spune ceva: o să-ți fie sete. Când se sete, unde să te duci să bei? Du-te la vasele noastre cu apă, pe care le-au adus slujitorii mei, și bea din vasele noastre. Vă aduceți aminte de întâlnirea Domnului Iisus cu femeia de la fântâna Samariei? Care e problema? În ochii celorlalți, ceilalți erau necurați. Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, samariteancă? Boaz să-i spună acestei fete: vino și bea din vasele noastre.
Și ca să-și protejeze și angajatele lui, fetele care lucrau, și-a trimis băieții după apă, că era departe fântâna Betleemului, ca să nu aibă vreo problemă, să-i spună, vino aici! Vei avea protecție și vei avea din partea noastră toate lucrurile ca să poți să lucrezi bine. Extraordinar! Și confruntată cu o asemenea dragoste, cu o asemenea bunătate, când Boaz nu se uită la ea ca la o victimă ușor de abuzat, când nu se uită la ea ca la cineva care poate fi tratată cu indiferență și cu dispreț, se uită la ea prin ochii lui Dumnezeu. Când străina aceasta a ajuns în poporul lui Dumnezeu și aude toate lucrurile acestea, știți ce ar fi cântat? Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului popor? Minunat! Strălucesc fețele cântă adunarea. Este în mijlocul unui popor în care este tratată cu demnitate, este tratată cu respect, îi se oferă ajutor, îi se oferă har, pentru că s-a dus să caute har. Este copleșită și spune, cum am ajuns să capăt trecere în ochii tăi, eu o străină, o păgână? Boaz spune, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai. Mărturia ta a ajuns să fie cunoscută. Credința ta, deciziile tale, caracterul tău, reputația ta, toate au ajuns să fie cunoscute. În Betleem au început oamenii să vorbească despre această prezență nemaipomenită. Și Boaz a auzit despre ea și îi spune toate aceste lucruri. Domnul să răsplătească ce ai făcut și plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Ai venit de acolo ca să intri sub protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze din plin. Dumnezeul sub aripile căruia ai venit să te protejeze. Dumnezeul acesta să te binecuvinteze. Este ceva, o revărsare de har, este o revărsare de bunătate, este o revărsare de dragoste, este ceva care trece dincolo de tot ceea ce se întâmpla în vremea aceea. E noroc? E noroc pentru Rut? Ce este? E binecuvântarea lui Dumnezeu. Și se întâlnesc în ogor. Acum, fetelor, vreau să vă spun că Rut nu s-a pregătit pentru întâlnirea aceea. Rut nu s-a dus dimineața la întâlnire. Să zic că mă pregătesc că dacă astăzi dă norocul peste mine. Rut a fost preocupată să-L onoreze pe Dumnezeu și a fost preocupată să lucreze și a fost preocupată să facă ceea ce se poate face și a fost dedicată la lucrurile care se puteau face. Boaz nu s-a dus în ziua aceea să caute vreo fată. S-a dus la ogorul lui. S-a dus să-și vadă secerătorii și să vadă cum merge lucru. Și nu s-a dus să caute o fată care s-a pregătit pentru întâlnire. Întâlnirea este total nepregătită în termenii noștri ai oamenilor. În termeni cui e pregătită? În termeni lui Dumnezeu. Acum, mâine seară o să vă spun ce s-a întâmplat după aceea. Că lucrurile nu se opresc aici. Dar vă spun în seara aceasta ce nu s-a întâmplat. Rut nu s-a sculat repede să fugă acasă și să dea cu fond de ten și să se pregătească, să-și facă o poză, să facă un selfie și să spună astăzi l-am cunoscut pe Boaz. Și să-l pună pe Instagram, pe Twitter, pe Facebook, pe mai știu eu pe ce îl pune și să le trimită la toate fetele din Moab să spună am dat lovitura astăzi. Nici Boaz nu se duce să spună, astăzi am cunoscut una care i-a venit aici, e una din străină, e ceva exotic. Fiecare dintre ei este cât se poate de preocupat de altceva. De ce? Că sunt pietrele de temelie pentru o relație sănătoasă mai târziu. Că sunt pietrele de temelie în planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are pentru Rut, ce are? Viitor? Și speranță. Și viitorul și speranța este în planul lui Dumnezeu. Acum,
Dacă aducem lucrurile la noi, și pentru tine și pentru mine Dumnezeu are viitor și speranță. Și pentru mine și pentru tine, dar în cazul nostru viitorul și speranța nu este în Boaz, ci este Hristos în voi, nădejdea slavei. Viitorul și speranța noastră sunt în persoana Domnului Iisus Hristos. Este în lucrarea Lui de ispășire și noi străinii pământului, noi rătăciții pământului, noi oamenii care mergeam în drumul nostru spre iad, suntem chemați de Dumnezeu să venim la bogățiile Harului Său. Și dacă legea a venit prin Moise, Harul și adevărul au venit prin Hristos Domnul și Apostolul Pavel spune, mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să vă deschidă ochii minții ca să puteți pricepe bogăția slavei, a Harului, a ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, pentru că Dumnezeu are viitor și speranță. O să-L accepți? Accept planul lui Dumnezeu. Accept planul lui Dumnezeu ca să spui, Doamne, dacă mă cunoști, dacă din veșnicie în dreptul meu ai un plan, Doamne, planul Tău este cel mai glorios dintre toate planurile. Ai hotărât să mă nasc în vremea aceasta, în familia aceasta, să mă nasc fată sau băiat, să mă nasc în trupul acesta. Doamne, pentru mine ai hotărât să am o seară ca aceasta, le-ai adunat pe toate, le-ai orchestrat. Cum ai ajuns aici? Cine te-a chemat? De unde ai aflat? Cine s-a apropiat de tine să spună, vino în seara aceasta să asculți predica, cuvântul lui Dumnezeu. Vino în seara aceasta să te închid. Cine au fost cei pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul tău? Cum a orchestrat Dumnezeu toate lucrurile ca să te aducă față în față cu dragostea Lui, cu bunătatea Lui? E mâna nevăzută a lui Dumnezeu. Cu mâna aceasta nevăzută este mâna care vrea să te călăuzească pentru faza următoare. Și mâna aceasta vrea să te ducă mai departe în fiecare zi până în ziua când vom ajunge la destinație. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Viitor și speranță. Ești gata să le accepți? Haideți să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cei pierduți. Ne-a găsit pe ogoarele lumii, ne-a găsit printre spini și mărăcini, ne-a găsit prinși în tot felul de relații și de fapte pentru care am fi meritat pedeapsa veșnică. Ne-a găsit Dumnezeu în vremea necazului, i-a găsit pe unii pe un pat de spital, i-a găsit pe unii în călătorie, i-a găsit pe alții în vremea altor încercări, i-a găsit pe alții în timpul cercetărilor de noaptea, i-a găsit pe alții Dumnezeu prin cuvântul Lui, printr-o cântare, printr-un mesaj, prin mărturia cuiva. E Dumnezeul care caută. În seara aceasta a orchestrat lucrurile în așa fel încât să fie aici. O, Doamne, binecuvintează-i pe cei care sunt aici. Deschide-le ochii inimii să vadă dragostea Ta. Să vadă planul Tău pentru viața lor și veșnicia lor. Doamne, cunoști, cunoști frământările inimilor. De aceea Te rugăm prin Duhul Sfânt, liniștește-le inima și luminează-le mintea. Ajută-i să se uite la modul în care mâna Ta cea bună a vegheat asupra lor de la naștere până în prezent. Să vadă modul în care i-ai trecut prin încercări și prin vremuri grele. Să vadă faptul că i-ai adus până aici pentru că vrei să-i duci mai departe. O, Doamne! Mulțumim pentru toți aceia care au acceptat planul Tău de mântuire în Hristos. Binecuvintează-ne, Doamne! Ajută-ne să rămânem pe urmele Tale până la capăt. Dă-ne harul să rămânem în ogorul Tău. Nu ne lăsa să mergem în ogoarele păcatului și ale lumii. Binecuvintează tinerii bisericilor noastre. Binecuvintează familiile noastre. Te rugăm pentru aceia care sunt încă pe calea păcatului a rătăcirii. Doamne, apropie-Te de ei. Bate la ușa inimilor, vorbește minților, vorbește inimilor, vorbește sufletului lor și atrage-i la Tine. Ne rugăm să mântuiești în seara aceasta. Ne rugăm pentru viitorul tinerilor noștri. Doamne, pregătește-le viața și veșnicia. Pregătește-le și școala și căsătoria, pregătește-le și locul de muncă, pregătește-le și biserica, pregătește-le, Doamne, și lucrarea, pregătește-le și ogorul. Dar mai ales, Te rugăm, scrie-le numele în cartea vieții. Te rugăm, păzește-i de toate rătăcirile vremii noastre și Te rugăm să faci
ca generația aceasta să trăiască biruința pe care doar Tu le-o poți da. Fiul lui Dumnezeu, care a venit să te caute, să te mântuiască. Fiul lui Dumnezeu, care ți-a deschis în seara aceasta perspectiva suveranității și a providenței Lui, a dragostei Lui și a harului Lui. Se apropie de inima ta și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o bătaie spirituală, duhovnicească, la inima ta, la sufletul tău și te cheamă să te întorci de pe căile păcatului, să vii sub autoritatea Lui, sub binecuvântarea Lui și sub planul Lui care ți aduce viitor și speranță. Și Domnul Iisus spune, dacă deschizi de inima, ce înseamnă să deschizi inima? Înseamnă să înalți o rugăciune, să spui, Doamne, m-am regăsit în seara aceasta, m-am regăsit în istoria lui Rut și a lui Boaz, m-am regăsit în călătoria vieții mele, m-am regăsit în rătăcirile mele, m-am regăsit în dragostea Ta și în providența Ta. Doamne, în seara aceasta, inima mea se deschide, inima mea se înalță spre Tine și spun din toată inima, Doamne, Te rog, iartă-mă și primește-mă, fă din mine copil al Tău și fă din mine persoana aceea pe care s-o poți binecuvânta restul vieții mele. Acolo unde ești, la balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus și mâna aceea ridicată este exprimarea. Că din adâncul inimii tale spui, Doamne, îmi deschid inima și Te chem să mă mântuiești. Te chem să-Ți împlinești planul Tău de mântuire în viața mea. La balcon, dacă este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Oriunde este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă să vă binecuvânteze Domnul. Să vă binecuvânteze Domnul, dar v-am văzut și acolo. Dacă este cineva la balcon, știi ce înseamnă acest lucru? Stai față în față cu oferta lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? La balcon, dacă ești gata să-i spui, Doamne, vreau ca sufletul meu să fie mântuit de Tine, viața mea binecuvântată, păcatele mele iertate. Înalți o rugăciune din adâncul inimii și mărturisește-o și în afară printr-o mână ridicată. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea și spune, Doamne, ai să vă binecuvânteze Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Jos aici în sală, sub balcon. Dumnezeu știe scaunul pe care stai. Știe exact starea în care ești și spune, veniți la mine ca să vă dau binecuvântare, viitor și speranța. Dacă ești gata să spui, Doamne, primește-mă. Exprimă-ți dorința ta printr-o mână ridicată. Jos aici în sală, dacă este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă și spune, Doamne, aici sunt, să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Domnul. La cor, dacă mai este cineva între tinerii care sunt acolo, gata să spui, Doamne, am înțeles ce plan glorios ai. În seara aceasta inima mea se deschide, primește-mă, Doamne, și împlinește-ți voia în mine. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. La cor, dacă mai este cineva, spune, Doamne, primește și împlinește voia Ta în viața mea. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Poate te uiți pe internet. Ne-ai urmărit în seara aceasta și viața ta este într-o confuzie atât de mare. Ești atât de frământat și atât de chinuit, nu știi încotro te duci. Hristos Domnul îți spune, vino ca să-ți dau viitor și speranță. Acum ascultă cântarea corului bărbătesc. E o cântare care îți aduce un mesaj. Lasă melodia și lasă mesajul să-ți răscolească inima. Lasă mesajul acestei cântări să te scoată din acea frământare și îndoială și ezitare și lasă-L pe Dumnezeu să-ți învioreze sufletul. Și lasă-L pe Dumnezeu să-ți activeze și voința și să poți lua decizii sfinte. Lasă mesajul corului bărbătesc în cântare să se apropie de inima ta. E Tatăl Ceresc, e Dumnezeul Suveran, e Dumnezeul care ne dă viață, e Dumnezeul care are un plan glorios de mântuire. Se uită la tine și spune, ești fiul meu, ești fiica mea, ai fost creat pentru cer, ai fost creat pentru binecuvântarea veșnică, pentru glorie. Te duci pe un drum a pierzării. Și este o chemare a Tatălui atât de dulce, atât de profundă, atât de clară.
Vino, dă-mi inima. Sunt atâtea glasuri care te cheamă. Dar este un singur glas care te cheamă pe calea care duce la mântuire. E glasul Dumnezeului Creator. E glasul celui care mai lasă suflare și inima să bată noi. Și spune, vino, dă-mi inima. Că auzi chemarea aceasta a lui Dumnezeu Tatăl și ești gata să spui, Doamne, și inima mea se deschide pentru Tine. Planul Tău este atât de glorios. Binecuvântările Tale sunt atât de reale. Umple-mi inima cu binecuvântările Tale și cu harul Tău și cu fericirea pe care o dai Tu. Spune, Doamne, Ți-am auzit chemarea. Inima mea tresaltă și din toată inima spun, Doamne, vin la chemarea Ta. Dacă ești la balcon și ești gata să spui, Doamne, la ultima chemare a serii acesteia, primește-mă și pe mine. Adică mâna sus și arată-mi cu mână ridicată și ține o clipă ca să o pot vedea. Oriunde mai este cineva la balcon, ține mâna sus să vă binecuvinteze Dumnezeu.